Ultimul patriarh al țărăniștilor a plecat la cele veșnice alături de Iuliu Maniu, Ion Mihalache sau Corneliu Coposu. Ion Diaconescu s-a stins în liniște la vârsta de 94 de ani în modestul său apartament din București. În suflet avea însă o mare durere că PNCCD-ul, pentru care a durat 17 ani de temniță groasnică în perioada comunistă, este la un pas de dispariție. Cu toate acestea, nimeni nu a reușit să ia marelui om politic calmul și zâmbetul blând care l-au făcut iubit până și de adversarii politici. A trecut în eternitate ultimul patriarh dintre marii patriarhi ai PNCCD-ului. Bătrâneții noastre. N-am mai fost până acum, nici eu nu știu bine seama. Acum i-am prins șmecheria. Colegi de partid, vechi rival și câțiva deținuți politici care la rândul lor au împărtășit cândva soarta idealistului arestat de comuniști pentru convingerile democratice. Cu toții au venit astăzi la căpătâiul seniorului țărănist pentru a-i aduce un ultim omagiu. Domnul Dumnezeu să așeze sufletul unde drepții se odihnesc. A fost un național țărănist adevărat, un creștin democrat adevărat. Poate că dispariția lui Ion Diaconescu să facă miracolul de a ne readuna pe cei care în 1990 credeam că totul e posibil. Am venit cu un sentiment de profundă stimă și considerație pentru un om pe care l-am apreciat, deși am fost adversari politici. Domnul Diaconescu a arătat ce e deosebirea dintre un om politic și un om de stat. Inclusiv șeful statului, Traian Băsescu, a trimis o coroană de flori și a dat un comunicat. Potrivit președintelui României, Ion Diaconescu va rămâne în istorie ca un politic cu un rol important în procesul de democratizare a României. Ion Diaconescu a făcut parte alături de Corneliu Coposu dintr-o generație de elită și va rămâne un simbol al luptei împotriva comunismului și un reper moral al societății românești. Ion Diaconescu a plecat la cele veșnice cu gândul la un PNCCD fărâmițat, nedemn pentru cei care au făcut din el cândva o forță. Acum două zile simțea că se prăpădește, așa că a avut o ultimă rugă pentru Victor Ciorbea. Dragul meu, mai am o fărâmă de sufletel pe care v-o dau oricând, numai să puteți face ceva pentru partid. De altfel, destinul Ion Diaconescu a fost marcat de partid. Fie la putere, în opoziție, în ilegalitate sau în anonimat, PNCCD a însemnat totul pentru ultimul senior țărănist. Născut în august 1917 în comuna Botești, din Argeș, a intrat în politică la 19 ani. Nepot al marelui Ion Mihalache, Ion Diaconescu a activat în tineretul național țărănesc până la 1 august 1947, când a fost arestat de comuniști. Au urmat 17 ani de tortură. Povestea foarte, cu o detașare fantastică, iertase absolut pe toată lumea tot ce s-a întâmplat în temnițe. Chiar dacă a fost eliberat în 1964, calvarul nu avea să se încheie pentru Ion Diaconescu. A fost deportat în Bărăgan și urmărit pas cu pas de securitate. Abia după 50 de ani și-a văzut visul cu ochii. În zilele Revoluției din 89, participă la relansarea partidului, semnând apelul pentru intrarea PNC în legalitate. Îl secundează pe Corneliu Coposu la conducerea formațiunii în calitate de prim vicepreședinte până în noiembrie 1995. După moartea lui Coposu, preia șefia și ajunge la putere în perioada guvernării CDR. Figură centrală a convenției, Ion Diaconescu avea să devină repede și președinte al Camerei Deputaților. Ion Diaconescu va fi mormântat mâine la cimitirul Belu. Dumnezeu să îl odihnească în pace!